Bun, Cristi, victorie pentru Mutu, debut cu dreptul, dar cel mai important, un deac reîncărcat. Da, echipa arăta mult mai bine repriza a doua decât în prima repriză, pentru că voluntarul s-a așezat foarte bine și este greu, ai nevoie de răbdare când joci împotriva unor echipe care se blindează, să zic, din punct de vedere defensiv, așa cum a făcut-o voluntarul. I-a jucat impecabil în prima repriză. A fost greu, a trebuit răbdare, a trebuit agilitatea lui, am avut nevoie de agilitatea lui Bihligea, care nu neapărat că îi condamn jucătorii care greșesc, dar el speculează și pare că nu e atent și are o plecare, o explozie ajutată de o implozie, să zic așa, care uneori îi provoacă chiar și accidentări. Uh-huh. Și nu întâmplător a reușit să facă ceea ce s-a întâmplat, să creeze acel gol 2, care a pornit și de la o greșeală adversarilor, dar e și meritul lui Bihligea, care a avut o pornire cu puțin jucători. Bine, MM-ul deja v-a ironizat aseară. Cursă de seară pentru voluntar n-o fi fost? Deja a ironizat prestația voluntarului, dând înțeles că... Nu ne convine când adversarii ne subestimează. Da? Zic, nouă ne convine când adversarii ne subestimează. Da, bine, v-a luat la mișto MMO, nu v-a subestimat. Când ne-au luat mișto atunci, ne convine. Da? Ah, ok. Ne deranjează, pentru că apar surprize. Aha. Și s-a demonstrat acest lucru. Păi ei spun că sunt 11 puncte și că nu se mai poate întâmpla nimic. Păi ne bucurăm dacă gândesc așa. Am înțeles. Voi vă gândiți la titlu, nu? Am văzut și declarațiile și alu Dea, care a spus, domnule, eu vreau locul 1, Mutu la fel, eu vreau titlu. Adică după victoria de ieri s-a discutat fără, nu s-a e mai ascuns nimeni. E nevoie de continuitate, Horia. Uh-huh. Este nevoie de continuitate. Ție-ți plac ironiile să pui și... Pui în umbră prestația echipei sau să spui că o echipă, un adversar, un voluntar, de exemplu, nu a dorit să câștige... Merge mult prea departe. Adică ce, te descalifici tu ca acuzator? Spun că am câștigat și pentru că într-adevăr a apărut acea greșeală. Da, până la urmă greșeală a fost și acea jucare a mingii cu mâna apărătorului de la Craiova. Da. Și aceea a fost o greșeală, un cadou, să spunem așa. Da. Și tu n-ai mai scris, ia zi, și noi n-am mai scris. Am văzut că au fost discuții. Da. Am văzut că au fost discuții, a fost o lovitură de pedeapsă acordată corect. Am înțeles. Deci penalti corect. Am înțeles și el a fost un cadou și voi n-ați mai scris nimic pe Facebook. Noi nu. Avem alte preocupări. Nu, am înțeles. TikTok? Da. Andrei zice TikTok. Da. Deci, Cristi, ție-ți plac ironiile astea, da? Vă încarcă, nu? E bine că te subestimează adversarul. Da, și te și încarcă adversarul. Bineînțeles. Da.